Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au intervenit în cursul zilei de ieri la o sesizare referitoare la blocarea liniilor de tramvai de către un conducător auto care a staționat neregulamentar. Astfel, în jurul orei 14, s-a semnalat faptul că un autovehicul se află foarte aproape de liniile de tramvai, perturbând circulația mijloacelor de transport pe strada Ștefan cel Mare, în zona Pieței Traian. Polițiștii locali sosiți la fața locului au solicitat și intervenția celor de la Timpark în vederea ridicării autovehiculului. Conducătorul auto a fost sancționat cu 660 de lei, cu 3 puncte penalizare la permis și a fost ridicat autoturismul, care a fost transportat la depozitul din Calea Șagului. Poliția locală Timișoara atrage din nou atenția conducătorilor auto să fie atenți la modul în care opresc sau staționează pe domeniul public, astfel încât să nu perturbe sau chiar să pună în pericol circulația altor participanți la trafic, mai ales că au fost înregistrate multe cazuri de acest gen. Pe lângă sancțiunile aplicate, autovehiculele depistate în astfel de situații sunt ridicate de către societatea Timpark prin dispoziția polițiștilor locali.